Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, iată, am pășit într-a doua zi a Sfântului și Marelui Post și am avut din nou bucuria să ascultăm o Evanghelie din capitolul al șaselea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care ne amintește de felul în care se face milostenia și de felul în care trebuie să ne rugăm, de discreția care trebuie să însoțească faptele noastre, care nu sunt destinate a fi arătate în mod demonstrativ sau ostentativ altora, ci sunt înfăptuite ca niște fapte de suflet înaintea lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru progresul nostru duhovnicesc. Pentru că cei care și-au arătat pe de o parte atât faptele bune pe care le trâmbițau și milosteniile, și-au luat răsplata lor, spune Domnul Iisus Hristos. Adică prin faptul că au fost lăudați de oameni care spuneau cât de milostivi sunt ei, cât de buni, și-au primit o plată, însă nu este plata care poate și-ar fi dorit-o, căci este o plată trecătoare, care trece deodată cu viața acestor oameni. La fel și rugăciunea care se face în mod demonstrativ sau în mod exhibiționist, nu este în mod fariseic, nu este o rugăciune recomandată pentru progresul spiritual, pentru că având grijă cum să te așezi ca să te arăți oamenilor, pierzi de fapt sensul rugăciunii și pierzi puterea și legătura însăși pe care rugăciunea o restabilește. Despre aceste lucruri parțial am ascultat și în duminica care a precedat aceste zile și ne întrebăm oare de ce Sfânta Biserică, iată, la numai două zile ne pune în față iarăși aceste aspecte. Atunci se vorbea și despre postire, acum iată despre felul în care să se facă milostenie și despre felul în care să se facă rugăciunea. Dacă vom cerceta și vom pătrunde adânc taina liturgică a Sfintei noastre Biserici, vom vedea că la cea mai însemnată taină, la cea mai însemnată laudă pe care o aducem lui Dumnezeu, la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, unde se rememorează și se reactualizează, pe de o parte, întruparea, învățătura și lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la această taină mare vom asculta mai la început, după ce s-a dat binecuvântarea, îndemnul pe care îl face diaconul, cu pace Domnului să ne rugăm. Iar apoi se citesc psalmi sau se cântă antifoanele și în aceste pauze vom asculta din nou chemarea diaconului, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Aceasta de două ori. Apoi, înainte de ieșirea cu Sfintele Daruri, vom auzi din nou cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Și după ecfonis îndată, iar se va auzi, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. De ce toată această invitație repetitivă în slujba cea mai importantă a Sfintei Biserici? Tocmai pentru că firea noastră omenească este, pe de o parte, plecată spre cele rele și, în același timp, nu se poate suficient concentra, de aceea este de multe ori nevoie, de câte ori gândul omului fuge când se află la rugăciune, să-și ceară iertare, să se întoarcă și să continue din nou. Deci iară și iară
să se roage Domnului. Deci este o acompaniere pe care biserica, rugăciunea o face cu firea omenească, ce nu poate să stea perioadă îndelungată atentă la un anumit lucru, fără ca prin gând să treacă tot felul de lucruri pasagere care să-i distragă atenția în alte direcții, la alte griji ale vieții, la alte lucruri care îl despart de Dumnezeu și uită de locul unde se află. Deci este o lucrare pedagogică a Sfintei Biserici, dar iată, este o lucrare pedagogică, de fapt, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că în Sfânta Evanghelie, care este una și veșnică, este neschimbată, nimeni nu va adăuga nimic la ceea ce s-a scris în Sfânta Evanghelie. Cel ce va face și va învăța așa, spune Domnul Hristos, mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Acolo s-au scris toate cuvintele care ne sunt de folos și Sfântul Apostol Pavel, cum spuneam și cu un alt prilej, ne întărește această convingere atunci când vorbește romanilor în capitolul 15, versetul al 4-lea. Căci toate câte s-au scris, spre a noastră învățătură s-au scris, ca prin mângâierea și nădejdea care vin din Scripturi, să avem nădejde, ca prin mângâierea ce vine din Scripturi să avem nădejde. Deci, iată, este important ca să auzim din nou aceste îndemnuri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să le coborâm, să ne rădăcinăm bine în sufletul nostru, ca să nu plece de acolo, să nu pierdem din vedere însemnătatea lor. Și iată, de aceea ni s-a spus și în seara aceasta despre milostenie, felul în care se face milostenie și despre rugăciune. Și ni s-a amintit și de rugăciunea domnească, rugăciunea pe care o rostim la Sfânta Biserică cu toții împreună, la Sfânta Liturghie, într-o mare putere și lucrare dumnezeiască ce se propagă pretutindenea. Dar rugăciunea bisericii, desigur, este o rugăciune puternică și este adecvată fiecărui timp al anului. Iar acest timp, această perioadă anului în care noi tocmai am intrat, este o perioadă mai întâi a smereniei. A smereniei pentru că am fost învățați din Evangheliile trecute să recunoaștem că suntem păcătoși și să iertăm noi pe cei ce ne-au greșit sau nu ne-au greșit. Poate ei ne-au greșit, poate noi le-am greșit lor, poate ei ne-au greșit nouă, dar în orice caz să ne smerim și să ne iertăm. Această stare minunată de reconciliere este cerută nu numai în biserică, ea trebuie să fie o realitate și în sânul familiei. De multe ori și în sânul familiei se nasc opinii diferite. Unul sau altul dintre soți sau copii și văd lucrurile diferit. Și atunci, pentru a evita un conflict, trebuie văzut care este totuși folosul și calea cea mai bună și dacă s-a greșit sau cineva a avut o părere pe care a susținut-o mai mult decât ar trebui, ar trebui să fie împăcare sau reconciliere. Reconcilierea ar trebui să fie între popoare. În istorie, popoarele și-au greșit unele altora. Unele mai mult, altele mai puțin. Poate unele n-au greșit, altele au greșit foarte mult. Dar ducând această stare conflictuală la nesfârșit, nu mai suntem creștini. Pierdem această calitate de creștin pentru că o dimensiune fundamentală a creștinismului este iertarea. Fără iertare, nimeni nu poate nădăjdui să primească iertare. Dar, desigur, și cel ce a greșit trebuie să-și vină în sine, să-și recunoască greșeala,
să se îndrepte, să-și ceară iertare, să-și ceară scuze de la cel căruia i-a greșit. Și în felul acesta să se refacă armonia. Și în acest climat de armonie putem să mergem înainte. Să mergem înainte cu postirea, să mergem înainte cu rugăciunea, care sunt chemări speciale pentru această perioadă de dinaintea Sfintelor Paști. Dar ne învață un mare părinte al Bisericii să nu cumva să ne gândim, să ne înălțăm cumva cu gândul în sinea noastră că suntem oameni drepți și iată am iertat, iată postim, iată ne rugăm, participăm la slujbele Bisericii, facem fapte bune și prin aceasta suntem deosebiți și suntem grozavi. Dimpotrivă, trebuie să ne păstrăm în permanență dimensiunea aceasta a modestiei, a smereniei, pentru că niciodată o faptă bună, o lucrare bună din viața noastră nu se poate și nu se săvârșește fără cooperarea și ajutorul Harului Divin. Pentru a nu ne mândri, ea nu este în totalmente niciodată a noastră. Este o conlucrare cu Dumnezeu, care a sugerat-o, care ne-a chemat, care ne-a învățat să facem așa. Și după aceea, acest îndemn, această chemare devine faptă, momentul în care omul, primind Harul lui Dumnezeu, se înduplecă, se hotărăște să facă o faptă bună. Deci o săvârșește împreună cu Dumnezeu. Și acest lucru, deci, este învederat și nu ne poate conduce la mândrie sau la înălțare de sine. Iar Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar, iar mie să nu îmi fie amălăudat decât în crucea Domnului. Și câte fapte bune, câte înțelepciune a avut acest apostol, care cunoștea tainele credinței poporului său, cunoștea foarte bine profeții, cunoștea foarte bine, după ce a stat 3 ani de zile în meditație și rugăciune în pustiul Arabiei, cunoștea foarte bine Evanghelia lui Hristos și el care se zmerește și spune, iată și eu cel din urmă care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, a fost unul dintre cei mai mari învățați ai creștinismului, care a împrăștiat cu foarte multă putere, a propovăduit Evanghelia în toate laturile vechiului Imperiu Roman. Iar el a fost admirat foarte mult de un mare sfânt părinte al Bisericii, anume Sfântul Ioan Gură de Aur, care și el, într-o altă măsură și într-un alt fel, a devenit cel mai mare tâlcuitor al Sfintelor Scripturi, al cărților celor dumnezeiești inspirate și revelate. Și el ne învață că această perioadă de post, să nu ne închipuim că este spre dezmierdarea și spre alimentarea egoului nostru, ci să ne smerim că postul este o recunoaștere a stării noastre de păcătoșenie, a stării noastre de plecăciune continuă, de corupere a firii, de instabilitate. Și de aceea el ne ajută împreună cu smerenia, cu rugăciunea și cu fapta bună, ne ajută ca să ne ridicăm, să vindecăm rănile cele grele. Și iată, la acest canon am dialogat cu sufletul nostru. Ați observat că de multe ori se spune, suflete al meu, tu nu ai urmat cu tăruia sau ai făcut ca altcineva, care este o pildă de cădere și de zminteală și de păcat. Deci este o convorbire a noastră cu sufletul nostru pe care o facem acum la început de post mare, care este foarte necesară. Este un fel de proces de conștiință, un fel de sondare a profunzimii sufletului fiecăruia. Dar, dincolo de toate acestea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nu trebuie să fim triști, nu trebuie să fim cerniți. De fapt, și Mântuitorul Hristos
a subliniat lucrul acesta. Când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Adică, dincolo de alte semnificații pe care le au aceste cuvinte, că spălarea capului ar însemna curățarea minții și spălarea feței ar însemna curățenia trupului, mai înseamnă ceva acest lucru. Înseamnă să fim luminați la suflet, să fim cu speranță, pentru că postul mare este o perioadă când noi călătorim nu neapărat spre o întristare, ci spre o bucurie, căci crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este adânc înfiptă în iubirea sa față de lume, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci această cruce a Domnului spre care ne îndreptăm după cele 6 săptămâni de pregătire sufletească, de încercare de a fi după voia și poruncile lui Dumnezeu, de a ne curăța ființa exterioară și interioară, spre a ne putea bucura de ceea ce este mai însemnat, de roadele crucii. Pe de o parte, ne bucurăm de faptul că prin cruce a fost învins diavolul cel vechi și șarpele. Prin cruce ne bucurăm că a fost pentru totdeauna învins păcatul. Prin cruce ne bucurăm că Hristos a biruit pentru totdeauna moartea. Deci călătorim către o bucurie care va fi pecetluită prin Sfânta Înviere. Trebuie să ne bucurăm căci împreună cu Hristos, căutând să împlinim toate aceste nu grele porunci ale Lui, vom reuși să fim alături cu El și în răstignire și în mormânt și în iad, dar ceea ce va fi mai important, vom urca împreună cu El prin firea pe care a luat-o din Preasfânta Fecioară Maria, firea noastră omenească, pe care noi o dobândim, firea cea dumnezeiască, o dobândim din Sfânta Împărtășanie, pentru și care postim, care conciliindu-ne, împăcându-ne între noi, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Așa fel cât încât să gustăm din roadele acestei împăcări, căci Hristos este Cel care a distrus acest zid despărțitor dintre Dumnezeu și om. El a fost acela care a dezlegat blestemul și aduce binecuvântarea prin activitatea și jertfa sa. El este acela care deschide porțile raiului care au fost închise prin păcatul protopărinților. Deci iată atâtea motive de bucurie pe care Sfântul Ioan Gură de Aur, marele tâlcuitor și cugetător de Dumnezeu, iubitor de frumusețile pe care Sfântul Apostol Pavel le-a așezat în epistolele sale, ni le împărtășește spre a noastră învățătură, continuând, iată, învățătura care se pornește din Scripturi și, iată, cuvântul Sfinților Părinți, care toate sunt consonante, toate sunt îndreptate în aceeași direcție. Toate ne vorbesc despre aceste minunate taine ale creștinismului, ale credinței noastre, ale vieții noastre, ale veșniciei, căci în postul acesta mărturisim și încercăm să gustăm o fărâmă de veșnicie pe care ne rugăm la Dumnezeu ca să ne-o dăruiască nouă, să ne fie mai pe înțeles, să ne fie nouă mai deplin această gustare din veșnicia pe care o putem gusta aici, să ne fie mai deplin în împărăția lui Dumnezeu. Amin.